Recentele alegeri locale din 5 iunie au evidențiat situații în care mai mulți candidați aflați în cursul unor proceduri judiciare penale, urmăriți penal sau chiar trimiși în judecată, au fost aleși în funcții publice. În acest context, inițiativa legislativă depusă la Senat prevede că atunci când candidatul la funcția publică de primar face obiectul unor proceduri judiciare penale, ori se găsește în stare de incompatibilitate sau conflict de interese constatat de Agenția Națională de Integritate, acesta va indica în declarația pe propria răspundere infracțiunile pentru care este urmărit penal și stadiul urmăririi penale ori judecății și sau obiectul constatărilor anii, precum și angajamentul ca în ipoteza în care finalizarea procedurii judiciare ar genera vacantarea funcției de primar obținută în urma alegerilor, se obligă să suporte toate costurile generate de organizarea alegerilor anticipate. Partidul sau alianța politică ori electorală care au propus candidatul vor avea obligația, sub sancțiunea respingerii înregistrării candidaturii, să prezinte o declarație semnată de liderul partidului sau persoanele împuternicite să reprezinte alianța, prin care să confirme că au cunoștință de situația juridică a candidatului și se obligă să suporte împreună cu candidatul propus toate costurile generate de alegerile anticipate dacă acesta va fi condamnat. Proiectul de lege a fost inițiat de 4 parlamentari independenți care au luat în considerare ceea ce s-a întâmplat la alegerile din 5 iunie. Anul acesta, mai mult ca în alte situații, au fost mulți candidați care sunt urmăriți penal ori chiar trimiși în judecată, iar unii au fost aleși în funcții de primar. Această inițiativă urmărește tocmai responsabilizarea candidaților care, dacă legea va fi adoptată, ar urma să suporte costurile cu alegerile anticipate ce trebuie organizate după ce funcția de primar ar fi vacantă ca urmare a condamnării. Evident, o astfel de lege urmează să fie aplicată la alegerile viitoare, dacă ea va fi în vigoare la acea dată. Achitarea costurilor generate de organizarea alegerilor anticipate ar urma să fie făcută printr-un ordin emis de prefect în baza calculului întocmit de unitatea administrativ-teritorială în care a activat primarul, ordinul prefectului constituind titlul executoriu. Potrivit inițiativei, propunerile de candidați vor trebui să conțină și declarații pe proprie răspundere cu privire la existența sau inexistența unei urmăriri penale împotriva candidatului sau situații de incompatibilitate ori conflict de interese constatate de anii, semnate și datate de candidați, precum și de copiile actelor de identitate ale candidaților.